chiar și așa, prin telefon, chiar și eu, se pare că e o metodă care funcționează. Nu mă așteptam, mă uimește și pe mine ingenioritatea de care a dat dovadă în momentul ăsta. Nu știu cum se aude, dar sper că se aude bine. Se aude foarte bine și uimit să vezi cum țin iPhone-ul lângă microfon. Da, că vorbesc pe asta aici, deci merge treaba. Știi ce vreau să întreb? Hai să spun eu ce... aș vrea să te spui un pic cum se diferențiază categoria de serviciu pe care tu le furnizezi față de concurență sau față de competiție, ca să zicem așa. Mai... nu știu, eu în general nu vreau ce se diferențiază. E vorba de experiență, oamenii care lucrează, tool-urile pe care le folosesc, mentalitatea și experiența pe care o au la bază, astea și diferențe. În general, tot folosim aceleași umeri din principiu, în funcție de starea mea aceea pe care avem. Avem acesta e sau nu avem acesta e, dar umeri sunt doar umeri, când nu contează chiar atât de mult. Contează foarte mult mentalitatea, contează foarte mult experiența pe care ai testing-ul, cât de ești actualizat la ceea ce înseamnă SEO și SEM, cred că aici se fac oarecum diferențele. În rest, alte referențe ce am găsit, prețuri. Unii sunt mai scumpe, alții sunt mai ieftine, alții sunt accesate, nu știu. Să înțeleg că serviciile tale vin și pe piață din toată țara, nu numai din zona Moldovei, zona din Iași, nu? Da, nu, clar. 80% din clienți sunt în București, de exemplu, deci nu s-au tot clienți asta. Am văzut că ai lansat acum Teopedia, varianta nouă sau ceva, n-am citit fugitiv așa. Nu, Teopedia a căzut pe trecut, am avut ceva probleme cu hosting-ul, iar astăzi m-a făcut un efort și am dat drumul. Și acum toată lumea își exprimă condițiile pe care au trecut în astea 3-4 zile de când sunt cu Ciancioși. Eu am văzut foarte interesant și chiar eu pe astăzi sunt bunul care se miște în zona respectivă. E o comunitate veche, ce mie este împreună cu Cristian Mezei, Răzvan Pop și mai rău cu Răzvan, puțin pe unii dintre ei cu 10 de ori. Am început eu să-i într-o conelază la tineret, stai să facem mai zi și mai zi și mai zi. Ne uitam cu noi și la afară pe Concom și vedeam ce fac oamenii aia. Și am plecat oarecum să creăm o comunitate cu anumită astăzi și pe Concom. Asta încercăm și noi să facem aici și asta e motiv pentru care ne-am întâlnit cu toți aici, cu toți specialiști. Da, e foarte important. Nu știu cât de mult contează pentru unii oameni, dar atitudinea și comunitatea contează foarte mult pentru o viață. Indiferent că ne diferențiem prin serviciile pe care oferim, prețurile pe care le avem, sau interesa pe care avem până la urmă, închegând o comunitate, e foarte important. Cât mai sunt și cât mai ok serviciile pe care le oferim și clienții care vin cât mai sunt și asta ar fi o problemă la un moment dat. Îmi sună telefon. Mai fi uimit, dacă îți dau ignor. Da, îmi suna telefon. Cred că cineva s-a gândit că ar putea să facă o glumă. Acum e momentul să fac o pauză publicitară, dar... Ok, ar fi, ca și vechi specialist, sunt câteva lucruri pe care vrea să le spui celor care încep acum sau sunt mai noi în zona de SEO sau pay-per-click marketing? Mai da, eu... Niște greșeli de evitat. Vă recomand foarte mult cu acest research, chiar dacă eu chiar la un moment dat eram cei că mai sunt dispus să plătesc, de exemplu, oameni tineri din, nu știu, 6 ori, 8 ore de muncă, cel puțin jumătate de ele să fie pentru research. Research înseamnă să analizeze concurența, să folosească tool-uri, să citească fișuri, să discute pe formă, deci oarecum știe tot pe care general și în content a fiind pierdut, eu content timp puțin pentru că uita și foarte important. Dacă nu reușești să faci research, dacă nu reușești să compari site-ul, să compari situații, să faci niște corelații, să vezi care ar fi cauza unor anumite lucruri, e destul de greu să faci ce reușite în România, în general. Dar de adevăr, avem tool-uri, ne dau niște message, știm care e faza cu el, dar contează foarte mult. Nu te-am interpretat și să reușim.
spui, îmi cer scuze să te întrerup acum, dar poți să ne spui câțiva clienți cu care lucrezi sau pentru care ai lucrat, care ar fi reprezentativ, sunt câțiva oameni curioși în sală. Evomark, PC Garage, Hot News, Big Defender, mai pregătiți pe LinkedIn, sunt publicate mai parte. Adevărat, chiar mă uitam la LinkedIn-ul tău și ai publicat acolo fiecare client pentru care sau o da, nu chiar fiecare, dar în general încerc să-i public pentru că mi se pare important ca la un moment dat să mai scădesc în imaginea asta în fața doar din voi, ce să fim, să arătăm și ceea ce faci, variază foarte mult vis-a-vis de dimensiunea proiectului, dar, na. Aș vrea să supăr bine, dar în general la evenimente, la prezentări, la totul de întâlniri și chiar la telefon, evite că pot sigur să discut despre prețuri, pentru că estimări în general este susțin manichetii clienți, pentru mare ori majoritate este impresia că o anumită sumă e văzută cu ei, nu se poate negocia nimic, are o problemă oarecum specifică românilor, prefer să am informații, să dau un răspuns și apoi să negociez, să dau acum o estimare și apoi să ies potențialul client. Am înțeles. Mulțumim mult, sunt cam 40 de oameni în sală care îți mulțumesc pentru prezență și prin telefon, mulțumim. Și te așteptăm cu viitoare ocazii la București și te așteptăm iar la lumea SEO pe BG. Vă bagă microfonul. Mulțumim mult, mai bine, mersi mult de tot. Pa, pa, vorbim după, pa.